Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team, tradiționalul pe covering de luni dimineață, ceva mai târziu de data asta, dar asta pentru că nu am jucat în weekend și am vrut neapărat să fac cele două pack-uri, pentru că, da, mai greu cu Elite-ul anul ăsta și să le deschid pe live, dar înainte de asta două, trei cuvinte despre un breaking news, un leak pe care cei de la FootZone, am încredere în cei de la FootZone, îi urmăresc pe cei de la FootDonk, de obicei leak-urile lor în 99% din cazuri sunt reale. FIFA 22 Web App va fi lansat pe data de 15, Early Access 21 și 24 septembrie va fi lansarea oficială. Bănuiesc că 24 septembrie, dacă avem Early Access 21, e pentru varianta Champions sau Ultimate, nu pentru varianta standard. Deci varianta standard va fi pe data de 27. Nu o să pierd foarte mult timp, nu am făcut un clip separat pentru treaba asta, pentru că nu e nimic ieșit din comun. Efectiv se întorc la origini. Asta era data inițială, așa era lansată înainte FIFA. A venit COVID-ul peste noi și au întârziat puțin la FA 21. Eventual o să mai vorbim puțin pe live, dar în fine. Revenim la origini și e un lucru bun. Mai avem puțin, practic. La ori încătorile de văz, două luni, să zicem, o lună. Jucăm și o lună așa, o tragem, trage din timp, așteptăm FIFA 22. Sunt curios când o să arunce beta, open beta în joc și sunt foarte curios și când o să dea drumul la pre-order, cel mai probabil undeva pe luna august. Bun, pot să ascund aici. Bun, asta pentru cine a ratat, pentru că eu, da, am postat deja pe Facebook, am postat pe Discord și am postat și pe Instagram, link-ul în descriere dacă vreți să mă urmăriți și acolo. Și acum să-i dăm drumul la treabă. Pot să mă întorc cu privirea spre monitor, spre monitor și da, 10 cu, mă rog, cred că trebuia să le iau înainte. Iară, mă, frate, da, că mi le trimite acolo. What? Anyway. Bun, dau înapoi. 10 cu 16. O să joc și pentru, mai am nevoie de victorie pentru gol 2 și atât. Din nou, șansele la elita anul ăsta sunt ale care sunt. Da, o victorie, dăm bătaie. Nu e mare, mare șmecherie. Să avem picurile alea. Deși, repet, gol 3 aur. Nu gol 2, nu gol 1, gol 3 aur. Ia să vedem. Înainte de asta, nu uitați de butonașe, fraților. Mai decât puțin canalul ăsta. Și primul pic la mine e... Ok, o să-l iau pe ăsta, o să-i dau discard și recovery, pentru că, da, am nevoie la viitoare SBC-uri, deci alegerea logică. Și al doilea pic e, dă-mă și tu ceva bun, mă. Bă, da, nimic, mă, frate, deci... Bă, da, nimic. Ok, Grimaldo, Zelenski, o să-l iau pe Mount, da, Anglia care se mișcă într-un mare fel la campionatul ăsta, la turneul ăsta și are semifinalul cu Danemarca, șanse mari, așa mai pe rapid, șanse mari să treacă mai departe și să întâlnească în finală Italia sau Spania, nu e așa, ok, ce să zic, da, bă, nu mă așteptam să iau nimic cu au, dar pentru resurse, bine, mai ales că vreau să-l fac pe Ramos, întârzi, eu am eu un motiv anume. Dar 17 pack-uri, cred că o să deschide 15, pregătesc și niște, două sunt cu Team of the Season, pregătesc omul de Team of the Season, deja pe contul PlayStation am deschis, pentru că produc resurse, am nevoie de resurse, ca de aia, contul ăla e la început, contul ăsta e la final, practic, mici schimbări până la final. Bun, dar mare cam asta e. Fai, doamne, când văd astea. Bă, dar nu prea am loc. Oh no. Verificăm, nu-i nimic. Ăsta ce e? Uite, mă, că e, dar nu mai stau, da. Ar fi un 5, 6, 700 de coins. Nu mai stau pentru 700 de coins, naiba să le ia. Gold price pack, boom. Haide, mai Electronic Arts. Ne dai sau nu ne dai? Nu prea ne dai. Skip la tot ce nu înseamnă board, evident. Și haidi. Haide. A, cred că am totuși niște silvere acolo. Aș putea să... Da, când ajung la full, aș putea să dau un clear la listă. Bă, de eventual tai la editare. Bun, small, gold, press, pack, 6 cu 3. Avem rare-ul, evident. Nu avem mock-out-ul, nu avem nici board-ul. E jale și se spune durere și un chin. Faza care e random, e random total, frate, e random nimic mai mult, nu contează câte pack-uri deschis. Am avut 70 pe contul meu, abia dacă am ieșit cu un knockout, am deschis pe alte conturi 10 și am luat 10 knockout-uri, special card-uri și efectiv e loterie, e random și atât, nimic mai mult, random. Random. Sunt conturi care prind, sunt conturi care deschis cu sutele și nu e absolut nimic,
Da. Nu e normal, dar ce e normal la FIFA? Să spunem că la FIFA 22 o să fie diferit. Nici nu are cum, frate, o să fie diferit. Nu are cum să fie diferit, pentru că atâta timp cât roata se învârte, atâta timp cât business-ul merge, atâta timp cât conturile sunt pline, de ce ar schimba? Nu are logică. Cât despre gameplay, de asta nu vreau să fac un clip separat, o să vorbim pe live, mai bine. Gameplay, workout totuși special, ia vezi mă că mă contrazice. Mă contrazice eSports și îl avem pe Philips de 94. Bine, bine, arată foarte bine cardul. Chiar mă uitam după cardul ăsta pentru contul de PlayStation. Acolo Marco a fost foarte, 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 foarte mult. Foarte bine și aici. Să vedem totuși dacă e treble. Dacă e un tradable, cel mai probabil intră la vreun SBC. E tradable totuși. Cât face? E vreo 200.000, mă gândesc. A scăzut puțin la preț? Da, cam 160. Mă, știi ce? 160.000? Nu e rău. Nu e rău, nu e rău. Bun. Ia vezi, mă. Bine, mă. Nu așteptam. Nu așteptam. Hunter, evident. Păi n-avem noi Hunter, de nu e adevărat. Ok, ce am făcut? Am făcut o mizerie. Ok, bun, bun, bun. Bun, ia să, da, dau așa, da, cred că mă duc eu să golez puțin lista aia și revin imediat. Ok, fraților, am revenit, m-am dus eu acolo pe transfer list și am dat clear, aveam 20 de silver la vânzare, dar ca să fiu sigur că nu ajungem din nou la 100 de items, am făcut și câteva combinații de asta, trimite pe ăștia 4 sus, așa de încercare, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3, o să fac mai multe pentru, la nivel de resurse, pentru resurse, să zicem așa, bine, speranța moare ultima, adică eu sper să prind ceva, dar nu se știe niciodată. Bun, 22 acum așa de încercare, 82, nu e rău, 82. Bine, la ce cerințe? Ia, să dăm așa una și una. Doar nu-mi dai 2 de 82 aici? Nu, ok, e bine, mă, asta chiar îți bune. Asta chiar îți bune. Interesant. 85 și odată 86 Müller, nu contează, îl luăm, să vedem dacă e tradable sau nu. Discard și recovery, dacă e cazul. Ia, tradable, dar oricum o le iau. Și ultimul, aici e groasă, dar mai puțin important, bă, știi ce, nu e rău, 85-86 din 4, chiar ok, discard, din păcate, asta e situația, oricum am 5 recovery, deci nu e problemă și anume de război. Să mai am 4, unul l-am folosit, parcă da, că l-am mai prins odată pe fonte, l-am recuperat și l-am băgat la un SBC, evident, bun. Premier Gold Player Spec, hai să continuăm pe linia asta, dăm înainte și anume, bun, la Fontela cred că o să intre la garantat, bănuiesc că o să avem, dacă nu marți, cel târziu miercuri, o să avem un garantat, nu știu cât o să fie, nu știu cât o să ceară, bănuiesc un 86-87, sper să nu fie mai mult, pentru că avem Cristiano Ronaldo, Messi, jucători importanți, dar cred că un 86-87 ar fi fair, părerea mea, eu așa zic, 86-87, probabil un team of the season, dacă e sau poate nu. Bun, ia să vedem, deci avem deja un special card, avem deja un nou ca o dar, mă rog, nu e rău, pentru resurse e ok, pentru resurse chiar e ok. Hai, dacă mai luăm măcar un nou ca o din cea rămas, eu zic că e destul de decent, destul de bine, fai, doamne. Mă, bine că am făcut SBC-uri de alea, că aia erau la full. Mama lor de resurse, am vreo 2400-2500 de cartonașe pe care să le folosesc la SBC, evident, doar nu o să le iau cu mine la FA 22 și nimic, nimic. Am o șocă, ți-a dat, adevărat și asta, neto, sunt tradable totuși, ok, facem de asta, mă, facem upgrade-uri de astea la greu, facem resurse, facem SBC-uri, facem pe naiba să le ia, boom, premium gold player spec. Ia vezi, mă. Și am măcar un board, dacă uite că a venit board-ul. E un unceles, să nu fie vreun fake board de ăla de 70 și nu știu, vreo 80-81 ceva. Cred că pe acolo e, nu? 81, da. Fernando Torres. E bine, mă, poate se ascunde un real board în spate. De ăștia se ascund. Păi ăștia sunt, Doamne, ajută la toată lumea. Ok, totuși pe resurse, hai, nu ne supărăm, mai ales că avem unde să băgăm, practic, jucătorii ăștia.
Mega, mega, rare. Puh, și mai sunt pack-uri. Ce ai făcut, bobiță? Cred că trebuia să fac mai multe de alea. Hai, și Neighbor. ZF. Electronic Arts. Hai, mă, nici acum la final. Dă-o înceapă, mă. Mai avem puțin. Și vine FA 22 peste noi. Probabil că o să ne dea ceva undeva. O să bage toți jucătorii în pack-uri. Undeva prin august. Undeva badge. Bă, nu știu dacă vă rulează ceva, dar dă-le mă, asta poate pot să verific. A, uite mă, face 200. Ok, 11 acolo, ia să vedem, 11 totuși, mega pack, 45, 55, mă, chiar dacă ajung la full iară, nu mai stau, îl dau, discard la alea, nu are, Dumnezeu cu mila, e bol totuși, ok. Ce avem, un 86, un special card, un 85, o mână de ăștia de 83, decente. Decentuț așa. Pă decent. Pă decent și atât. Bun, bun, bun. Bun, bun. Bun, what? Doamne. Haide mă. Ok. Re-elect în pre-spec. Cred că o să fac vreo 10 de astea. 85-90. Dar totul pleacă de la combinațiile. Bine, ideal e să pleci la bronze pe metod, dar dacă ai resurse, nu știu dacă are rost, să le consumi ce ai. În cazul în care nu ai resurse, bronze cu silver, upgrade, gold și poți să duci să dai, să dai în, dar nici nu mă gândesc, discard dacă e cazul, nici nu mă gândesc, frate, să mai opresc o dată filmarea, n-are rost. Ok, și totuși, salvăm, interesant, ia vezi, mă, i-am salvat până la urmă pe toți, pe toți i-am salvat și... Încă 3, încă 3, încă 3. Remega Pack, ia mă Jumbo Premium Gold Players Pack, ăsta e de la obiective, de la season, așa, și nimic. Bă, niciodată am luat ceva, de, ceva bun din pack-ul ăsta. Ok, ia un pack Mocha totuși, un 82, ia vezi mă că e bine. Salvăm ceva? Ui. Bun, da, uite că facem așa, tata. No, că nu mai am răbdare necesară. Aole, unde m-am dus? Nu mai am răbdarea necesară să stau pe ele, adică am dat, eu am stat eu cât am stat, da? Până când o viață amară? Bang, da, probabil că vă rulați așa acolo în 5-6-700, Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cu mila. O să dau doar în ăștia așa, cam așa, suficient, nu? Să sperăm. Să sperăm bine, să sperăm bine. Oh, dar stai că nici n-am verificat dacă ăștia sunt 3 de bolsa, nu, uite-mă pe ei. Și ăsta, ce-i cu tine? Jos cu tine. Kenny, untradeable. Ia să vedem care e treaba la Suceava, oricum vă dăm jos pe voi. Bun. Și? Bun. Perfect. Haide, mă. Ok. Quick sell, 3000 de coins, 3700 de coins, e bine mă pe criza asta. Bun, prime, 45, 55, boom, haide tat. Haide, haide. Și, e board, bă, știi ce, skip și la board. Dă-le naibii, să treacă mai repede, să treacă mai repede, skip și la board, mă, skip și la board. Dacă nu vrei să-mi dai o call, totuși am luat pe Philips ăla, e ok, o vă rog, go, reia, mă. Cam târziu ai venit, bobiți. Trebuie să vezi tu mai devreme puțin. Mai devreme de câteva săptămâni, zic și eu, o lună sau cât e, a venit acum. E bun și acum, te ajungi cu 84. Și Rare Mega Pack, ultimul pentru clipul de astăzi, mai lung decât mi-am propus. Nu deschid alea timpul de season pentru că vreau să pregătesc și anume mai multe. Edward Bord, Dembele, ia vezi mă că a venit Dembele de 83. Bă, ce slabe sunt pe acolo, Doamne ferește, foarte slab drop rate-ul, mai ales... Nu știu, am deschis multe, cred că am deschis aproape spre 100, doar săptămâna asta de când e eventul. Vorbesc de contul meu, doar de contul meu și... Nu e. Ok, l-am luat pe Philips, e adevărat. Acum și-am mai luat un special card din ala de 87, am luat un 92, cred că pe Bravo ăla. Da, pe Bravo, pe Bravo, Bravo. Deci, hai să zicem că, na, din 100 de pack-uri,
E bine, bine, nu e bine, e bine pe naiba, nu e bine, dar ce pana mea pot să fac? Oricum e final de joc și contează mai puțin, dar normal că te bucuri să prinzi ceva. Cum să nu te bucuri când îți dă ceva? Bun, ok, fraților, asta le lăs, vreau să fac mai multe, vreau să strâng și eu măcar vreo 10 acolo, să deschidem împreună, cel mai probabil pe un viitor live, marți sau miercuri, când o să avem și garantatul. Și da, cum spuneam, cam atât pentru episodul de astăzi, până data viitoare, peace!